Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stănciu, sunt astăzi la tribuna polisportivă, un invitat special, cum sunt de altfel toți cei pe care îi aducem în acest platou, un invitat care a venit alături de trofeul Cupei României, cucerit în urmă cu foarte puține zile la scrimă, la floretă masculin, CSU Politehnica a câștigat așadar pe echipe trofeul Cupei României. Bine ai venit, Beniamin Bodo, în această emisiune. Bună ziua și mă mulțumesc de invitație, este o onoare să fiu aici. Da, miercurea trecută, asta însemnând pe data de 25-27 s-a desfășurat noiembrie. Cupa României, da. 27 noiembrie, da. S-a desfășurat Cupa României la București, în sala Ana Pascu, unde am avut o competiție destul de grea, pot spune, pe echipe și în final, la distanță de un punct, am reușit să luăm trofeul. În finală cu Steaua? În finală cu Cluj. CSU Cluj. Da, nu mai știu, de Steaua ați trecut în semifinale? Da, de Steaua trecusem în semifinale cu un scor destul de strâns până la un moment dat, după care ne-am distanțat destul de bine, undeva la 4-5 puncte. Dar cu Cluj, cu CSU Cluj, am rămas la distanță de un punct până la ultima, să zic așa. Da, să mai spunem că CSU Politehnica, această grupare, tocmai a trecut în această toamnă din subordinea Ministerului Educației Naționale, a revenit, de fapt, în subordinea Universității Politehnica, un lucru care trebuia să se întâmple de foarte mult timp. Acest club a fost efectiv, i-a fost răpit Universității Politehnica la începutul anilor 90, prin legile statului român de atunci, trecut la minister, mă rog, dar iată că a revenit acolo unde este locul și această revenire a fost de bun augur, pentru că după foarte puțin timp, iată, un prim trofeu extraordinar, este al doilea trofeu de Cupa României pe care sportul politehnist îl cucerește în acest an, după handbal masculin în primăvară. Beniamin, te rog să-mi spui și numele celorlalți colegii tăi din această echipă. Această echipă a fost formată din patru persoane, trei persoane active și o rezervă. Colegii mei sunt niște cetățeni din Republica Moldova. Da? Toți, da. Toți. Restul trei colegilor sunt din Moldova. Ce interesant. Este vorba de Barbânță Mihail, Eugen Vadaniuc și Mihai Tănase. Mihai Tănase a fost rezerva? Mihai Tănase, da, a fost rezerva noastră. Da, el este frumos. Și cel mai tânăr din echipă, are 17-18 ani, plus minus câteva luni. Și ceilalți doi sunt cam de vârsta mea, pot să spun așa. Așa, pentru că tot ai spus de vârstă, câți ani ai? Pot să te întreb asta pentru că ești bărbat. Sunt la frumoasa vârstă de 21 de ani, împliniți aproape 22. Mulți înainte și să dea Dumnezeu să te vedem și campion olimpic, ai vârsta potrivită pentru a spera la acest lucru. Mulțumesc. Numele antrenorului. Numele antrenorului de la Clubul Sportiv Universitar este Teacă Iulian, un fost coleg de echipă și actual foarte bun prieten și în același timp și antrenorul meu. Colaborăm excepțional, este și tânăr, este plin de energie, este exact ceea ce trebuie unui sportiv în momentul în care trebuie să se dezvolte. Da, trebuie să punctăm că la aceeași întrecere a Cupei României, tot la floretă, dar la feminin, CSU Politehnica a participat cu două echipe, cum s-a întâmplat și la masculin, tot cu două echipe, cu două garnituri, să zic așa, echipa întâi și echipa a doua. La feminin însă nu s-a reușit trofeul, dar s-a ajuns în finală și a fost cucerită medalia de argint, iar echipa a doua, ca să vedeți ce club important este Politehnica în scrima românească, echipa a doua la feminin a cucerit bronzul. Echipa a doua la masculin a terminat pe locul 4, nu? Pierzând, da, finala mică. Împotriva finala Steaua. Mică cu Steaua, corect. Da. Iată performanțe deosebite pentru acest club, unde director este Adrian Tal, fostul director al Direcției Județene de Tineret și Sport Timiș.
Benjamin, vreau să ne spui acum câteva lucruri despre tine. Știu că ești din satul mare. Spune-ne cum ai început scrim, cum ai ajuns la Universitatea Politehnică, pentru că ești și student aici la Poli. Corect, sunt din satul mare, sunt născut și crescut în satul mare. Povestea scrimei mele este o poveste nu neapărat interesantă, cât pot spune că nu eu am ales sportul, ci sportul m-a ales pe mine, pentru că nu am fost îndrumat de nimeni către scrimă, ci oarecum într-o selecție la școală, în clasa 3-a, am fost întrebat dacă aș dori să fac scrimă și am zis de ce nu, hai să încercăm. După puțin timp voiam să mă las pentru că mi se părea plictisitor, nu era atât de activ, nu ne dădeau floreta în mână să ne batem unul cu altul, abia că ne învățau bazele, așa că mă plictiseam de chestia asta. Dar într-un final m-a convins antrenorul să mai rămân și de acolo încolo totul a devenit o poveste de dragoste pentru mine, pentru că m-am îndrăgostit de sportul ăsta enorm de tare și nu m-aș mai vedea făcând altceva. La Politehnica Timișoara... Stai un pic, la Satu Mare, la ce club ai fost legitimat? Am fost legitimat la Olimpia? Clubul sportiv, nu, la CS Satu Mare. La CS, simplu. CS. Clubul sportiv Satu Mare. Nu clubul sportiv școlar, am înțeles. Nu clubul sportiv școlar. Da. La clubul sportiv Politehnica am ajuns în momentul în care am și venit la facultate, după terminarea liceului. În ce an? În anul 2016 am ajuns în Timișoara. Și activez pentru CSU Poli din 2016 martie, când mi s-a făcut transferul, intrând cu o competiție, să zic așa, o mică competiție pentru Politehnică în toată treaba asta, cu campionatul național de seniori, unde ocupasem locul 3 și locul 1 cu echipa. Locul 3 la naționalele de seniori, adică bronzul, sună foarte la bine. La 18 ani. Așa, și ai reușit și mai sus între timp să ajungi. Da, am ajuns și până în finală, dar încă în finală n-am reușit să-mi dobor marele adversar pe Radu Dărăban de la CSU Cluj, care este cu puțin mai în vârstă ca mine și are totuși și o experiență mult mai bună. Deci ești locul 2 pe țară la Sunt floretă. Sunt locul 2 la argint, la naționale. Bravo, da. Înseamnă că viitorul ți aparține. Da, iată un sătmărean venit aici să facă și școală și sport. La ce facultate ești student? Sunt student în cadrul Facultății de Mecanică de la Politehnica Timișoara, la secția de Inginerie Mecanică. Anul cât? Anul 3. Anul 3, pe vremea mea, eu terminând tot mecanică, secția de TCM, anul 3 era considerat poate cel mai greu. La noi se consideră în momentul de față anul 2 cam cel mai greu și în anul 3 se alege specializarea. Da. Vreau să vorbim acum despre concursurile internaționale, pentru că știu că și acolo sunteți prezenți. Fetele au reușit chiar în această toamnă, fetele de la Floretă, de la CSU Poli, au reușit, spune o performanță deosebită, deși n-a fost medalie, dar a fost locul 4 la Cupa Europei, adică un fel de Cupa, Liga Campionilor la cluburi în Europa, la Floretă feminin. Este un rezultat excepțional. Voi, băieții, la Cupa Europei? Noi, Cupa Europei nu se organizează la băieți, este strict concurs de fete, da, este organizat doar pentru fete. Pentru băieți se organizează doar circuite europene, să zicem așa, care sunt atât individuale cât și echipe, cupe mondiale și Grand Prix-uri. La circuite sau la concursuri de fapt de genul de floreta masculin, încă nu am participat cu echipa pentru că eram prea tineri cu toții. Adică eu fiind cam cel mai în vârstă din echipă, colegii mei fiind cu 2-3 ani mai tineri ca mine, încă n-am participat la concursuri de seniori pe echipe. La individual am intrat în concurs, dar nu putem spune că am înaintat foarte, foarte mult în concursurile de seniori, pentru că cei care participă în mod regulat la seniori deja sunt cu experiență mult mai mare decât noi. Da. Ai pomenit de rivalitatea cu CSU Cluj și cu Steaua. Am avut-o în emisiune acum, nu mai știu cât, o lună, două în urmă, pe Ana Boldor. Colega noastră. Colega voastră de la Floretă, da. Mi-a povestit cum stă treaba la fete. Vreau acum, fiind vorba de marea rivalitate la fete cu Steaua, la voi văd însă că apare și Clujul în această ecuație. Înțeleg că e o mare rivalitate între ei. Trei cluburi contează
Da, la florete putem masculin. Spune că la florete masculin contează trei echipe în principiu. CSEA Steaua, unde sunt colegii mei de la lot, pot să spun așa. Colegii de la Cluj, care sunt, majoritatea dintre ei sunt foștii mei colegi de la Satu Mare. Din Satu Mare am plecat așa în două direcții, Timișoara și Cluj. Iar cei care sunt la Steaua sunt născuți, crescuți în București sau cel puțin în zona aceea. Așa că în ideea asta ne... Campionul național tot de la Satu Mare a plecat. Nu, el este clujean, e născut și crescut la Cluj, dar a fost cândva prin anii 2004-2005, mi se pare, dar nu sunt sigur, a fost la Centrul Olimpic de juniori în Satu Mare, care s-a ținut acolo undeva la 21 de ani de zile, a stat la Satu Mare, Centrul Olimpic de pregătire a juniorilor. Da. La Floreta? La Floreta. N-am știut. Și acum unde e centrul ăsta? Și acum centrul este la București. S-a mutat la centrul București. La București. Ai fost și tu la Centrul Olimpic? Da, am fost și eu la Centrul Olimpic, am făcut parte din Centrul Olimpic cât timp a fost la Satu Mare, dar nu voiam să renunț la școală pentru a merge la București, așa că am rămas în Satu Mare un an fără centru, tot în cadrul lotului, dar fără să fiu la Centrul Olimpic. Și după care m-am îndreptat spre Timișoara. Da. Beniamin, evident că pentru un sportiv de la sporturile individuale, ca de altfel și la sporturile de echipă, mai puțin fotbalul, maximum ce își poate dori este să ajungă campion olimpic. La fotbal spun că mai important este să fii campion mondial, la olimpiadă fiind vorba de echipe under 23, mă rog, cei cu fotbalul știu lucrurile astea. Anul viitor este Olimpiada de la Tokyo. Hai să vedem ce speranțe ai să fii prezent acolo sau nu. La Olimpiada de la Tokyo ar fi o surpriză enormă atât pentru mine cât și pentru club, pentru federație. Cred că pentru toată lumea ar fi surpriză dacă aș reuși să mă calific. Pentru că competiția de la Tokyo, sau de fapt o competiție olimpică, are un ciclu de 4 ani de pregătire. Ceea ce înseamnă că trebuie făcute multe competiții înainte, care îți acumulează în palmares niște puncte. Și acele puncte te ghidează în rankingul mondial mai sus sau mai jos și în funcție de punctajul respectiv te poți califica, dar mai există și opțiunile pentru țările necalificate. Există o competiție preolimpică unde țările neparticipante sau necalificate la arma respectivă candidează și concurează la concursul respectiv și astfel se pot califica încă câțiva sportivi de pe fiecare continent. Așadar, mult mai mari speranțe trebuie să avem pentru 2024. Da, pentru 2024 putem să avem speranțe mult mai mari, pentru că până la urma urmei sunt 5 ani până la 2024, este timp destul de pregătire, este timp destul pentru toate competițiile, pot să-mi fac un plan mai bine pregătit pentru competițiile respective și atât pentru calificarea la Olimpiadă. Spune-mi, te rog, care e vârsta ideală pentru marea performanță în scrimă? Te întreb pentru că, sincer, nu știu. Mihai Covaliu, la ce vârstă a devenit campion olimpic? Vă zic sincer că nu știu la ce vârstă. Da, care e vârsta ideală? Atunci? Vârsta ideală este undeva între 25 și 30 de ani. Deci perfect pentru 2024. Exact, 2024-2028 este cam vârsta perfectă, ar fi vârsta perfectă pentru mine pentru Olimpiadă. Da, păi atunci ne vom axa privindu-ți cariera spre 2024, asta este ținta, să aduce o medalie României de la Olimpiada de peste 5 ani. Da. Da. Vreau să ne spui acum cum îmbini școala și sportul în condițiile în care, și asta o spun cu durere în suflet, uitându-mă în jur, văd foarte puțini studenți care se mai apleacă, eu știu, către sport, nici măcar ca spectatori pe stadioane nu-i văd nici măcar aici la meciurile echipei de fotbal ce poartă numele și este echipa chiar a Universității Politehnică, joacă pe stadionul Știința în curtea Facultății de Mecanică. De aceea
Sigur că am același respect pentru toți acești studenți, dar sunt absolut impresionat când văd oameni ca tine, eu știu, ca Mădălin Bulgărașu de la atletism, care e student la Electro sau undeva tot aici. Suntem prieteni foarte buni. Așa. Sunteți niște oameni extraordinari și mai sunt fetele de la atletism și voi încerca încet, încet, emisiunea e doar săptămânală, dar voi încerca pe parcurs să vin aici toți cei care își răpesc din timp făcând mare performanță, nu vorbim aici de alergări pur și simplu pe pista stadionului Știința sau de ridicări de greutăți în scop de fitness, vorbim de mare performanță în sport, vorbim de Cupa României la seniori. Cum reușești să îmbini toate astea? Păi, sportul de performanță se poate îmbina foarte, foarte ușor cu școala, cu facultatea sau cu orice altceva, cu orice altă activitate, în momentul în care reușești să faci sacrificii. Pentru performanță, în general, sacrificiile sunt pe plan social, în ideea în care nu mai ieși atât de mult cu prietenii, nu îți permiți atât de multe lucruri, nu îți permiți să ieși în cluburi cum fac alți studenți sau alte persoane, nu îți poți permite foarte multe lucruri pentru că tu îți vezi scopul tău, vezi sportul ca fiind ținta ta. Și în momentul în care vrei să faci și școală, le excluzi pe toate celelalte sau le reduci cel puțin la minim. Și atunci faci doar două lucruri pe care te poți axa, școală și sport. Și e ori școala pe primul plan și sportul imediat pe al doilea, ori invers. La tine cum este? La mine este școala pe primul plan în momentul de față că și sportul e și o facultate grea. Este o facultate grea și de asta este școala pe primul plan și sportul imediat pe al doilea, fără alte excepții, pentru că altfel, personal, eu nu m-aș vedea. Bravo, e foarte frumos și ne bucurăm că, iată, la trei decenii după, de la Revoluție, în condițiile unui haos social fără precedent ce domnește în România în ultima perioadă, în condițiile în care tinerii ne par, și nu e vina lor, este vina noastră, este vina sistemului social și așa mai departe, dar este de aplaudat că mai există astfel de tineri. Și ne vom face o datorie de onoare din a-i promova. Sigur că iubim cu toții cel mai mult fotbalul. Mă știți că sunt în primul rând cu fotbalul și de aceea îl voi ruga pe Beniamin să ne explice cum stă treaba în scrima. Sunt mai multe arme în scrimă și te rog să ne alfabetizezi în acest domeniu. La băieți, noi la scrimă, mi-amintesc, sigur, de Mihai Covaliu, actualul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, campion olimpic, la ce armă? Domnul Covaliu este campion olimpic la sabie, care este una din armele scrimei, scrima având trei arme, floretă, spadă și sabie. La sabie, România este favorită la Jocurile Olimpice, pentru că avem câțiva sportivi... Anul viitor? Chiar anul viitor, da, sperăm... Tiberiu Dolniceanu. Tiberiu Dolniceanu și la fete, Bianca Pascu. Da. La spadă, la băieți nu se știe, dacă avem pe cineva care să se califice, dar la fete, Ana Maria Popescu. Brânză, Ana Maria Brânză. Ana Maria Brânză o știe toată lumea, Popescu prin căsătorie. Este aproape calificată, dacă bine știu. Este locul 3 în rankingul mondial. Deci a revenit în forță. A revenit în forță, corect. A revenit în forță. Păi, iartă-mă că te întrerup, la această armă, echipa feminină a obținut singurul aur olimpic. Singurul aur olimpic de la Rio de Janeiro, corect. Avem șanse să ne calificăm și cu echipa la fete? Nu știu, sincer, nu cunosc atât de bine situația de la spadă. Cunosc doar așa personalității mai mari. La floretă? La floretă, sincer, din punctul meu de vedere, sunt mici șanse să ne calificăm atât individual cât cu echipa. Te referi și la fete și la băieți? Și la fete și la băieți, pentru că suntem destul de puțini ca număr și mai puțin ca performanță. Și... putem să spunem că suntem toți tineri, în ideea în care cei mai mari care se confruntă la competițiile internaționale sunt la fete și au vârsta de 23-24 de ani,
Așa că nu pot să spun neapărat că suntem favoriți la Olimpiadă sau nici măcar pentru calificările la Olimpiadă, dar sperăm să iasă surpriza. Da. Laura Badea, celebra noastră campioană olimpică în 96 la Atlanta, da? La 96 la Atlanta, la floretă feminin. Floretă. La floretă feminin a ieșit campioană Ecaterina olimpică. Ecaterina Stahl a fost în aceeași armă, la floretă feminin, antrenată de către regretatul antrenor Tudor Petruș, care a fost la CSU Politehnica. În ultimii ani de viață, da, și a fost antrenor la Cileș, la Politehnica. Da, s-a stins din viață acum un an, doi. Ana Pascu, cea care dă numele sălii de sport unde ați câștigat voi Cupa României, care a fost președintele Federației Române de Scrimă, știu bine, timp da? De 12 ani a condus Federația Română de Scrimă, ea a fost tot trăgătoare de floretă feminin și a fost o mare campioană, o mare personalitate a României, acum fiind și vicepreședinta Federației Internaționale de Scrimă. Vicepreședinta Federației Internaționale de Scrimă. Bravo! Cine este antrenorul lotului național la floretă masculin? La floretă masculin este domnul Florin Gheorghe. De la ce club? De la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Evident. Evident. Da. El este și arbitru internațional, având titulatura de cel mai bun arbitru din lume. Da? Da. Ce interesant. Uite câte lucruri interesante am aflat. Avem cel mai bun arbitru din lume la floretă masculin, dragi, stimați telespectatori, și nu știe nimeni. Datorită acestei emisiuni, iertată în fie modestia, am aflat. Bine, datorită lui Beniamin Bodo. Vreau să te mai întreb, colegii tăi de la CSU Politehnica, ai spus că sunt din Republica Moldova, sunt români de ai noștri, de peste Prut. Concurează pentru echipa națională a Republicii Moldova sau au... Da, ei au dublă legitimare. Legitimarea se face doar printre cluburi, cum ar veni, dar ca și competiție internațională, ei participă pentru Moldova. Pentru Republica Moldova. Dar în concursurile interne ale noastre, cum ar veni campionatul național sau Cupa României sau orice cupă mai mică oarecum, pot să participe în numele clubului sportiv. Ei sunt studenți la noi, la Politehnica? Ei nu sunt studenți la noi, ei sunt toți studenți în Chișinău. Da. Corect. Mulțumesc, Beniamin. Din păcate, iată că timpul a zburat, timpul alocat emisiunii noastre. Îți mulțumesc tare mult. Nu vreau să încheiem înainte de a spune că săptămâna trecută, miercuri 4 decembrie, s-au împlinit 98 de ani de la înființarea Societății Sportive Politehnica Timișoara, prilej cu care au fost lansate... a fost prezentat acest trofeu al Cupei României, a fost lansat un nou tricou al echipei de fotbal Politehnica, ce poartă sigla centenară a Universității Politehnica. A fost lansată o excepțională carte scrisă de Mihaela Popescu, dedicată sportivilor care au reprezentat Politehnica Timișoara la Jocurile Olimpice de-a lungul anilor și, de asemenea, un album foto al centrului de copii și juniori de la Politehnica. Sunt fotografiile tuturor copiilor legitimați la acest club. Așadar, evenimente deosebite. Beniamin, îți mulțumesc tare mult și sperăm să ne revedem peste câteva luni, când aduci din nou un rezultat, o medalie, un trofeu. Repet, să ne mândrim cu acești tineri, CSU Politehnica Timișoara, câștigătoarea Cupei României 2019 la scrimă. Sunt Octavian Stâncioiu, să ne revedem sănătoși!